având ca obiective menținerea unui climat de siguranță publică corespunzător și prevenirea evenimentelor rutiere, în perioada 28 martie 2011-4 aprilie 2011, polițiștii mușceleni au desfășurat un număr de 273 activități de patrulare în mediul urban și intercomunale, 11 acțiuni punctuale și 21 de controle, la care au participat un număr de 143 polițiști și 24 de jandarmi. Au fost înregistrate un număr de 48 apeluri telefonice la numărul 112, din care un număr de 20 apeluri în mediul urban și 28 apeluri în mediul rural. În acest context, au fost constatate un număr de 38 infracțiuni, după cum urmează: 17 infracțiuni judiciare, 12 infracțiuni economico-financiare și 9 infracțiuni de altă natură. Au fost soluționate un număr de 14 infracțiuni, din care cu referat determinarea urmăririi penale 2 infracțiuni, după cum urmează: 7 infracțiuni judiciare, 2 infracțiuni economico-financiare și 5 infracțiuni de altă natură. De asemenea, au fost constatate un număr de 166 contravenții, după cum urmează: la codul rutier un număr de 130 contravenții, fiind ridicate în vederea suspendării un număr de 5 permise de conducere pentru nerespectarea prevederilor legale privind depășirea, 34 contravenții conform legii numărul 61/1991 și 2 contravenții conform prevederilor legii numărul 12/1990. În municipiul Câmpul Lung au fost constatate săptămâna trecută o serie de infracțiuni judiciare, economico-financiare și infracțiuni de altă natură. În data de 28.03.2011, polițiștii din cadrul biroului rutier au prezentat instanții de judecată cu propunere de arestare preventivă pe numitul Ion Dumitrescu, de 42 de ani, din orașul Mioveni, autorul accidentului petrecut în 26.03.2011 pe raza comunei Schitu Golești, în urma căruia un om a murit. Judecătoria Câmpul Lung a emis în acest sens mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Tot în aceeași perioadă, polițiștii din cadrul Poliției Vlădești au depistat doi cetățeni din comuna Berevoi, județul Argeș, care au sustras cantitatea de 40 de litri motorină dintr-o utilitară ce staționa în parcarea primăriei Vlădești. Prejudiciul a fost recuperat în cauză în tocminuse dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolele 208-209 Cod Penal.